Vești bune pentru severineni. Primăria Drobeta-Turnu Severin face pași concreți pentru extinderea rețelei de gaze naturale în întreg orașul. Astfel, prin intermediul acestui proiect, edilul orașului Marius Creciu va spori gradul de confort al municipiului și va sprijini dezvoltarea economică accelerată. Astăzi, Consiliul Local al municipiului Drobeta-Turnu Severin a avut o ședință extraordinară. Extinderea rețelei de gaze naturale în întreg orașul a fost cel mai important punct pe ordinea de zi. Acest lucru se va realiza prin intermediul finanțării prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny. Peste 19.000 de locuințe vor beneficia de alimentarea cu gaze naturale prin extinderea rețelei pe o lungime de 100 de kilometri. Ședință scurtă, dar extrem de importantă. Am avut cel mai important punct, extinderea rețelei de gaze la nivelul întregului municipiu, printr-un proiect al guvernului pe Anghel Saligny. Se preconizează extinderea întregii rețele de gaze, chiar dacă Severinul are o problemă în acest moment legată de faptul că avem un concesionar și el ar fi trebuit să fac această extindere. Am reușit să găsim împreună cu domnul ministru al energiei Virgil Popescu o soluție la nivel guvernamental să intrăm și noi pe acest program. Este o investiție extrem de mare, peste 20 de milioane de euro. Vorbim de peste 100 de kilometri de rețea, 19.000 de branșamente la nivelul municipiului Drobeta-Turnu Severin, 19.000 de locuințe ce vor fi legate la rețeaua de gaz. Ele sunt mai multe, dar preconizăm că nu toți o să dorească să racordeze. Am avut și am mai avut cazuri, dar suntem pregătiți să racordăm întreg orașul. Extinderea rețelei de gaze naturale va rezolva una dintre cele mai mari probleme ale municipiului, aceea a asigurării agentului termic pe timp de iarnă. Deci în acest moment, cu acest proiect, practic tot orașul Turnu Severin ar putea fi racordat la rețeaua de gaze. Ce vreau să transmit cetățenilor, faptul că lucrurile acestea nu se vor întâmpla peste noapte, sunt niște pași de urmat, dar voi ține pe toată lumea la curent cu ceea ce se întâmplă, voi spune oamenilor fiecare pas pe care primăria îl va face. Avem două lucruri importante, odată faptul că extinde rețeaua și în al doilea rând scăpăm puțin și de problema agentului termic în municipiul Drobeta-Turnu Severin. De fapt, gazele astea ne-ar permite. Marius Creciu reușește să puncteze o nouă reușită administrativă prin intermediul căreia, conform locuitorilor municipiului, va crește considerabil, iar Drobeta-Turnu Severin tinde să devină o veritabilă zonă rezidențială din ce în ce mai căutată pe piața imobiliară. În acest moment, infrastructura rutieră a orașului a fost aproape în totalitate modernizată, iar spațiile verzi vor fi refăcute și transformate în zone de relaxare care pot concura în orice moment cu cele oferite în zonele urbane din orice oraș din țară.